Am ajuns și la locul cu pricina, unde se dă acortacit. Poliția locală din Buzău dă acortacit acestor tiruri parcate, staționate pe banda 1 de circulație, unde semnul se vede clar, fără dubii. Dar vă întrebați de ce? Întrebarea asta mi-am pus-o și eu. Aceste tiruri sunt de 10 ani. Se aude prin oraș cum că proprietarul, patronul fabricii de ulei de aici din zonă ar cam da darul la șeful poliției locale, poliția locală. Așa se aude, nu știu. E un zvon. Ia uitați. Nu-i treaba mea. Așa a spus domnul agent de poliție locală. Nu-i treaba mea, a spus, nu-i problema mea că aici sunt tiruri oprite pe... Nu. Semnele astea le-a pus cei de la rutieră, probabil. Le-au pus așa, să... le-au și întors înspre, să nu le vadă. Deci sunt invizibile semnele astea aici. Nu-i treaba mea. Treaba mea e să plătesc amenda care mi-o dă dacă opresc neregulamentar. Așa că să plătim amenzi. Plătim amenzi la primărie pentru că asta e menirea noastră. Amenzi să dau selectiv și noi le plătim. Le plătim, ce să facem? Nu avem ce să facem. Ca așa vor ei. Să fie legea selectiv. Unii au relații, unii nu. Cei care nu au plătesc, cei care au, iarăși plătesc și ăștia. Dar nu știm noi. Toată lumea plătește într-un final. Toată lumea plătește. Cu acte sau fără acte. Toată lumea plătește. Poliția locală Buzău. Asta este, ne merităm soartă. Sun și nu vine. Zice că au de dirijat prin oraș. Au... Deci uitați-vă și dumneavoastră. Au tirurile astea aici mai bine de 10 ani. Mai bine de 10 ani de când sunt favorizați. Am făcut și scrisuri și nimic. Absolut nimic. Ne merităm soartă. Aici se află o fabrică de ulei care nu are nevoie de parcare pentru aceste tiruri. Nu are nevoie de parcare. De ce să își facă parcare? Folosește banda 1 de circulație în ambele sensuri. De ce folosește el banda 1 în ambele sensuri? Pentru că automat e favorizat. Că dacă s-a luat măsuri, n-ar mai sta aici niciun tir. Ce-ar face și el parcare. Dar costă, totul costă. Totul costă. Totul costă în ziua de azi. Se pare că iese mai bine cu... decât să facă parcare, iese mai bine cu șpăguța. Așa se pare. Asta este la noi în țara asta. Ne merităm soarta. Corupție la maxim.
Ați văzut ce spunea domnul Caloian? Domnul Age, că nu-i problema mea că aceste tiruri sunt staționate, practic staționate de 10 ani. Ia uite, semnul. Nu-i problema mea. Păi cum să fie problema mea? Ia uite, și am sunat, doar ați văzut ce mi s-a răspuns. Că vor veni când? Au treabă, au dirijează circulația. Deja ei sunt rutieri. Ei nu sunt pentru staționări și parcări. Ei deja sunt rutieri, deja de circulație. Nici măcar o mașină n-a fost să trimită. O mașină să fi trimis, să fi constatat, nu? Nimic. N-au ei treabă. Așa că spor la plătit amenzi, oamenilor plătiți, plătiți amenzi de circulație, încasări la bugetul local, că acești oameni, șoferi de tiruri, sunt favorizați din plin. Da, deși pe o parte și pe alta. Și pe o parte și pe alta. Aceeași problemă. S-au făcut sesizări, s-au făcut scrisuri, nimic. Acord tacit. Ne merităm soarta. Suntem conduși de cine? Eu zic că de persoane corupte. Atât. Unii și-au amenzi și alții nu. Cine și-au amenzi? Cine? Taximetriștii? Oamenii fără relații? Și lumea neștiutoare. Restul? Cunoștințe, pile, relații, funcții. Asta este. Asta este, ne merităm soartă. Uitați-vă și dumneavoastră cum banda 1 de circulație oprită, că așa vor unii. Legea nu e pentru toată lumea. Legea este numai pentru persoanele care nu au relații.